Marina Tauber, vicepreședintele Partidului Politic Șor, este din nou în fața magistraților judecătoriei Chișinău. Procurorii anticorupție cer ca ea să se întoarcă în arest preventiv pentru 30 de zile. Mădălina Guștiuc urmărește ședința de judecată și ne spune mai multe. Mădălina, bună seara, te ascultă. Bună seara, Vadim! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ședința de judecată a început astăzi la ora 14:30 și durează și până în aceste momente. În timp ce procurorii solicită 30 de zile de arest, avocații califică acțiunile procurorilor drept ilegale și abuzive și cer eliberarea acesteia din izolator. Ieri, vicepreședintele Partidului Politic Șor a fost reținut la aeroportul internațional Chișinău în rută spre Tel Aviv, Israel, prin Istanbul, Turcia. Aceasta menționa că urma să ajungă în Tel Aviv la un tratament. La baza reținerii i-a stat ordonanța procurorului din Procuratura Anticorupție, emisă tot luni pe motiv că învinuita a încălcat condițiile prevăzute de măsurile preventive aplicate în privința sa. Marina Tauber este vizată în două cauze penale, acceptarea finanțării partidului de un grup criminal organizat și falsificarea raportului de gestiune financiară a partidului Șor. După ce se va încheia ședința de judecat, reprezentanții Partidului Șor anunțau că vor ieși cu mai multe declarații. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!